Vara, stațiunea Sărata Monteoru devine cea mai aglomerată localitate din județ, mai ales la sfârșit de săptămână. Sute de autovehicule încearcă să găsească un loc de parcare cât mai aproape de centrul stațiunii pentru a ajunge mai repede la ștranduri și la piscinele cu apă sărată sau dulce. Cei mai mulți dintre vizitatorii de weekend din municipiul Buzău și din județ sosesc în stațiune cu mașinile personale sau cu autobuzele Transbus, dar în parcări sunt și foarte multe mașini cu numere de Brăila, Vrancea, Covasna, Ilfov, Prahova sau București. În special, oamenii vin la sfârșit de săptămână pentru plajă și pentru băile cu apă sărată, benefică pentru organism. Hotelurile și pensiunile sunt arhipline, atât cu turiștii care doresc să petreacă zile într-o stațiune cu aer curat, apropiată de casele lor, cât și cu cei veniți la tratament. În fiecare vară, vârfurile de aglomerație în stațiunea locală, din ce în ce mai căutată de turiștii din toată țara, sunt atinse la festivalul Buzău Fest și la zilele Monteoru, care în acest an se vor desfășura pe 20 și 21 iulie.